Ariile protejate din România au ajuns din nou în atenția Comisiei Europene. Mai multe organizații neguvernamentale au sesizat autoritățile de la Bruxelles despre construirea de ansambluri rezidențiale, săli de sport sau instalații eoliene în zonele protejate, despre defrișări sau exploatări de granit care nu respectă legea. Agenția Națională pentru Protecția Mediului nu a răspuns acuzații.